Dragi prieteni, astăzi vă dau rețeta de gogoși cu lingura. Nu aveți nevoie de trojdie și nici de frământat. Uitați cât de pufoase și gustoase sunt! Totul este extrem de simplu. Într-un castron adăugăm 300 de grame de iaurt, 2 ouă, 40 de grame de zahăr pudră, un pic de sare, esență de lămâie, coaja de la o lămâie rasă, amestecăm bine compoziția. Adăugăm 150 de grame de făină și 7 grame de praf de copt. Înglobăm totul până formăm un aluat. Așa trebuie să arate aluatul nostru. În continuare vom pune uleiul la încins. Scăldăm lingura în ulei, apoi luăm aluatul și îl punem la prăjit. Un alt lucru important este că gogoșelele trebuie să stea 3 minute la prăjit. Dacă gogoșelele noastre se prăjesc prea repede, înseamnă că nu se coc înăuntru. Scoatem gogoșelele pe un prosop de hârtie, iar apoi le tăvălim prin zahăr pudră. Sunt gata gogoșelele mele, pufoase și gustoase, dar cu un gust intens de lămâie. Dacă vă plac gogoșelele noastre, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați. Pupici dulci!